vicepreședinte al Camerei de Comerț a României și domnul colegiului. De asemenea, am invitat de data asta, în mod oficial, pe toți parlamentarii din Botoșani. E adevărat că invitația, și vreau să mă credeți că n-a fost făcută deloc cu un substrat. Am făcut invitații în care fiecare parlamentar își plătească meniu. Repet, am făcut tot respectul, fără să își gândesc pe cineva. Mulțumesc domnului Constantin, domnului Șoptică, este sigur că a dat curs invitației noastre și sigur că aș fi vrut foarte mult să-l... văd pe domnul deputat Budăi, căruia voiam să-i mulțumesc în mod sincer, pentru că a făcut câteva acțiuni împreună cu dumneavoastră, a fost super participativ și ne-a ajutat anul acesta. Așa că, dragi invitați, vă mulțumesc la cei care sunt de față, iar la cei care din pricini obiective nu au venit, de asemenea le mulțumesc. Cei care au putut să vină și nu au venit, mă rog la Dumnezeu să fie sănătoși. Doamnelor și domnilor, m-am gândit foarte mult cum să-mi construiesc un discurs ca în 10 fraze să spun ceva despre economia județului nostru. Și am avut la dispoziție două variante. Să spun că economia județului duduie și atunci toți îmi creați o ștampilă de pesedist convins, sau să fi spus că economia este în regresie, că avem probleme economice, că merge din ce în ce mai prost și la fel primeam o ștampilă. Ambele ștampile de o parte și de alta erau nedrept puse asupra mea, pentru că vă garantez că Camera de Comerț și eu ca președinte nu o să facem niciodată politică.